tot și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Reușita. Vom discuta în această seară despre mediul bancar, despre ceea ce se întâmplă din acest punct de vedere și în economia românească, dar și cu aplicație pentru județul Prahova. Și îl avem alături de noi pe directorul sucursalei Prahova, Leumi Bank România, domnul George Ene. Bună seara și bun venit la emisiunea noastră. Bună seara și bine v-am găsit. Din ce am discutat la începutul, până să filmăm efectiv, am înțeles că este prima dumneavoastră apariție televizată, dar vă văd că nu aveți emoții și nici nu trebuie să aveți emoții din punctul acesta de vedere. Este normal să avem și puțin trac. Important e că sunt atât de dumneavoastră și sigur va fi o emisiune reușită, exact cum are și denumirea. Să sperăm, cu siguranță trebuie să fie așa. Până vom discuta despre o caracterizare a mediului economic atât din județul Prahova cât și a celui național, ce previziuni sunt, poate ne spuneți și ce ne așteaptă la anul, dacă aveți așa ceva indicii în acest sens, aș vrea ca telespectatorii să vă cunoască ca și persoană prima dată. Deci, ce ați făcut până să ajungeți nu pe fotul acesta, ci pe scaunul de director al sucursalei Prahova, a băncii pe care o conduceți în momentul de față? Intrarea mea în sistemul bancar a fost în 2004, acum aproximativ 8 ani de zile. Pot spune că am plecat de jos, de la pozițiile elementare de front office. Banca în care am început a fost Raiffeisen. Am plecat de la poziția de ofițer, de suport carduri și treptat treptat am avansat până la poziția de director de agenție, o agenție mai mică, 4+1, finalmente director de sucursală. Și de anul acesta în cadrul sucursalei băncii Leumi. Traseul nu a fost ușor, însă marele avantaj este că în momentul în care încep de jos, cunoști aspectele și ești familiarizat cu toate elementele unei bănci. Este greu să lucrezi în sistemul bancar? Sau a fost, e mai greu să lucrezi acum decât până în 2008? Cum atunci când a fost... În început, de fapt, criza și în România, deși noi spuneam că, dumneavoastră, criza e doar în America, la noi nu o să ajungă niciodată, nu? La ora actuală, indiferent domeniul de activitate pe care îl avem, că este în sistemul bancar, că este în sistemul de construcții al diverselor activități care se desfășoară în județul Prahova sau la nivel național, mediul este confruntat cu diverse provocări. Și în sistemul bancar, lucrurile au evoluat într-o direcție negativ ar putea spune unii, însă activitatea în domeniul bancar nu este ușoară, într-adevăr, însă este un mediu provocator și trebuie să ne descurcăm, să ieșim din această criză care ne confruntăm atât noi cât și alte domenii de activitate. Practic, dacă ai dumneavoastră clienți sunt în criză, e greu și pentru dumneavoastră, atâta timp cât, nu ne aducem aminte, a fost perioada aceea când nu se acordau creditele chiar cu buletinul, dar nu mai discutăm despre ce a fost odată. Mai ales că dumneavoastră, din ce știu, nu lucrați cu persoane fizice, cel puțin până în momentul la care noi realizăm acest interviu, care va fi strategia de viitor, probabil că nu e cazul să o discutăm acum. Nu ne-a spus ce facultate ați făcut, ce amintiri plăcute aveți din studenție, nu știu, din primii ani, cum a fost prima zi de lucru într-o bancă și de ce v-a atras acest mediu al sistemului bancar? Facultatea care am urmat-o și am terminat a fost Universitatea de Petrol și Gaze, specializarea economie, contabilitate și informatică de gestiune, urmată și de un masterat în managementul sistemelor economice, turistice și administrative. La scurt timp urmat de o stagiatură de practică și prima zi de lucru într-o bancă. Prima zi care a însemnat destul de mult pentru mine, pentru că am avut de-a face cu oameni noi, un sistem nou de lucru, într-un mediu privat, într-un mediu provocator, în care înveți absolut de toate. Așa să îmi spuneți, de ce nu v-ați orientat spre un alt domeniu? Vă puteați să faceți, nu știu, în turism, pentru că facultatea pe care ați absolvit-o nu cred că a fost axată doar pe sistemul bancar, nu? Într-adevăr, aveți dreptate. V-au plăcut cifrele, v-a plăcut să fiți mai, să analizați, nu, un dosar de credit, spre exemplu, trebuie analizat din copertă în copertă ca să nu aibă vreo capcană și după aia banca să se trezească că a dat niște bani cuiva care nu-i merită și nu-i mai poate recupera, nu? Aveți dreptate. În orice funcție care presupune o analiză în sistemul bancar,
Avem nevoie și de vizitarea clientului, de omul care reprezintă interfața între bancă și între client. Pentru că niciodată nu o să vină un client direct la bancă cu toate documentele financiare gata făcute și banca îi dă imediat credit. Întotdeauna trebuie să fie o persoană care se duce și aleargă după client, îl aduce, stă de vorbă, îl atrage prin transparența costurilor, prin produsele bancare care fac diferența la acel moment dat. Știți foarte bine că a fost perioada boom-ului creditelor în care clienții veneau la bancă și doreau ca să obțină o finanțare, indiferent că erau persoane fizice sau juridice, și perioada în care băncile se orientează mai mult pe client, în ultimii 2-3 ani de zile, și pun focus pe acest lucru, pe calitatea serviciilor oferite către aceștia, tocmai pentru a-i fideliza și pentru a vedea exact beneficiile care decurg în această relație. Și aș completa eu și cu o atenție din traia, cum zice românul, să sufli și în iaurt, ca să-și recupereze creditele pe care le-au dat mai de mult, să nu se acumuleze foarte multe restanțe, pentru că am văzut și din presa de specialitate, sunt oameni care și-au bugetat într-un fel veniturile atunci, unii au rămas chiar fără serviciu, au fost și firme care nu le-a mai mers atât de bine și au rămas cu datorii la credite și lucrul acesta cred că este o problemă și pentru sistemul bancar în general, nu numai pentru banca dumneavoastră. La ora actuală, în sistemul bancar, într-adevăr, sunt și clienți rău planici, să spunem așa. Băncile, în general, inclusiv banca noastră, a înțeles clienții care sunt de bună credință și care doresc să achite, dar nu au posibilități în acel moment. La ora actuală, în sistemul bancar, Banca Leumi are un nivel al creditelor neperformante foarte mic, mult sub media bancară, la ora actuală. Cei care au riscat foarte mult și au dat credite cu buletinul, cum a spus și dumneavoastră, plătesc acest preț pentru cei care nu reușesc să le achite. Dar, într-adevăr, dacă stăm să ne gândim, o economie de piață presupune și faliment, cazul persoanelor juridice, presupune și lichidări, insolvențe. Important este ca acestea să fie bine intenționate, să nu fie rău intenționate. Există și astfel de cazuri, dar nu este obiectul emisiunii noastre, poate. Da. Sunt alții îndreptățiți să facă astfel de analize. Din timpul facultății, aș vrea să mai revenim puțin, apoi intrăm efectiv pe analiza asta. Da. Nu neapărat cu cifre foarte seci, pentru că ele poate îi sperie pe telespectatori, deși avem în față un material și trebuie să le spunem telespectatorilor că îl vor găsi și pe prahovabusiness.ro. Este o analiză pe care banca dumneavoastră a făcut-o și este chiar foarte bine realizată și spune cam, e o radiografie cum te duci la doctor, nu? Și îți spune exact ce ai și ce tratament trebuie să urmezi. Cam același lucru se întâmplă și aici și cu siguranță vor fi interesați de lucrul acesta. Deci, dăm puțin timp înapoi, ca ploieștean să faci facultate aici, a fost un dezavantaj sau un avantaj? Din punct de vedere al costurilor, pentru părinții mei a fost un avantaj net. Din punct de vedere al experienței, o facultate făcută într-un mediu universitar provocator, cum ar fi fost Bucureștiul, Cluj, Timișoara, Brașov, poate ar fi fost un lucru mai bun. Însă, să nu uităm că și UPG, Universitatea de Petrol și Gaze, este o facultate de renume mondial, atât pe partea de foraj și extracție, cât și pe partea de secții economice, întemeiate acum aproximativ 8-9 ani de zile. Sunt amintiri frumoase din facultate, pentru că sunt lucruri noi care le-am descoperit pe băncile acesteia și care nu vor fi uitate, să zic așa, imediat. Chiar așteptăm cu întâlnirea de 10 ani. Cu multă ardoare, da, întâlnirea de 10 ani, să vedem exact colegii ce au mai făcut, cât de mulți mai sunt ca și membri în familiile lor, câți copii au și așa mai departe. Da, iată, am ajuns și la lucrurile, să zicem așa, mai personale. În timpul liber, aveți și timp liber? În sistemul ăsta care nu toată lumea spune că timpul s-a comprimat, mai rămâne timp liber și dacă da, ce faceți cu el? Unul dintre principiile mele cele mai importante este de a separa activitatea legată de muncă de activitatea familială. În momentul în care am ieșit pe ușa biroului,
95% încerc să las cu absolut tot ce înseamnă activitate la birou. Încerc să mă dedic familiei imediat ce am ieșit pe ușa biroului, să spun așa. Ca și hobby-uri, în ultimii 3 ani de zile am descoperit pescuitul. Deși pot spune că sunt amator în acest domeniu, n-am foarte mare experiență, însă este un moment de relaxare și zilele respective, cât sunt plecat în afara localității, 2, 3, 5 zile, mă rup pur și simplu de absolut tot ce alt lucru. E foarte bine. Până când încercați să pescuiți un pește, noi vom lua o pauză pentru publicitate. Okay. Și ne întoarcem pentru partea a doua a emisiunii, când vom discuta mai aplicat despre starea economiei noastre în momentul de față. Deci publicitate. Dacă nu ți este indiferent cum arată autoturismul tău, Spălătorii Auto Harold îți recomandă o strălucire impecabilă. Spălătorii Auto Harold vă asigură toată gama de operații specifice la standarde înalte. Spălătorii Auto Harold, prietenul autoturismului tău. Bună vecină, ce mă fac? M-au năpădit gândacii. Tu nu faci nimic. Sună la Coral Impec 0244 51 7610 și sigur o să scap? Sigur, Coral Impec este numărul 1 în activitățile de dezinsecție și deratizare și cu siguranță că te vor rezolva. Și pe mine m-au scăpat de gândaci. Coral Impec Ploiești combate insectele de disconfort pentru dumneavoastră. Relații suplimentare la 0244 517 610. Ușor, cu Sipex în ajutor. La noi de toate găsești casa să ți-o construiești. Sipex, soluții în construcții. Lansăm colecția toamnă-iarnă. Ținute în tendințe pentru casa ta în colecția Termosistem Meșterică 2012-2013. Meșterică, un brand al companiei Sipex. Am revenit la emisiunea Reușită, partea a doua ei în această seară, alături de directorul sucursalei Prahova al Leomi Bank, domnul George Ene, aflat la prima emisiune televizată, da. Deci botezul s-a făcut aici, puteți să a terminat cu tracul încă de la început, ceea ce e foarte bine. Ne-ați povestit despre faptul că ați absolvit o facultate cu profil economic la UBG Ploiești, avantajul și dezavantajul de a fi mai aproape de casă, că ați mai lucrat la o altă bancă și ați venit ulterior, de fapt, anul acesta, nu? Sunteți... Exact, exact. De luna iunie am început... Iată, aveți jumătate de an. Da, da, da. Aproape. Haideți să ne spuneți, așa, din interiorul sistemului bancar, cum se vede economia românească și dacă ar fi să particularizăm, cum se vede economia prahoveană. Din datele statistice care ne sunt puse la dispoziție la ora actuală, putem spune că în județul Prahova, în comparație cu produsul intern brut al României, avem o cotă de aproximativ 4% ca și procent. Din punct de vedere al potențialului zonei noastre, suntem foarte dezvoltați pe partea de petrol, extracție, gaze, prelucrare și domeniile conexe care țin de acest lucru.
Dacă am fi să extrapolăm față de alte areale geografice, Prahova este o zonă cu potențial economic peste medie. De aceea avem și noi ca și bancă o sucursală în acest județ. Da? Și nu numai noi, și celelalte bănci din sistemul românesc sunt prezente în Prahova, poate mai mult ca în alte județe. Ca în alte județe. Tocmai din acest motiv. Să înțeleg că totuși banca dumneavoastră nu are câte o sucursală în fiecare județ, cel puțin în momentul de față? La ora actuală noi avem undeva la 23 de unități. Important este că Prahova este printre cele alese, ca să zicem. Printre cele alese, exact. Și dacă nu cumva chiar printre primele alese, dacă putem spune așa. Avem în față această statistică pe care, așa cum spuneam telespectatorilor și în prima parte a emisiunii, o vor găsi și pe prahovabusiness.ro. Creșterea economică în acest an, în 2012, la nivel național 0,51%, Prahova 1,5%. Se simte asta și din punct de vedere al bancherului, să zicem? Din punct de vedere al bancherului, putem să discutăm de un potențial pe partea de societăți cu cifră de afacere peste 500.000 de euro, care coincide și cu strategia noastră ca și bancă. Deci nu lucrați cu persoanele fizice ca să... Lucrăm și cu persoanele fizice, ca și strategia băncii. Ne axăm cu pregătire către companiile care au cifră de afacere peste 500.000 de euro. Da? Reprezintă, practic, o maturitate din punct de vedere economic a unei societăți când ajunge la acest nivel. Dar colaborăm și cu tot ce înseamnă partea de persoane fizice. Avem produse dedicate, cum au și celelalte bănci, avem produsul prima casă, direct debit, posibilitatea de a beneficia și de alte facilități, cardul Gold Card pentru persoanele VIP care doresc ca să aibă un statut aparte. Practic acoperim, din punct de vedere bancar, toate produsele existente în piață. Strategia noastră ca și bancă se datorează și experienței dobândite în ultimii 110 ani de zile. Da? Bank Leum este o bancă cu capital israelian, este una dintre cele mai puternice bănci din această țară, are o cotă de peste 30%, este prezentă în România de aproximativ 6 ani, da? Și nu în ultimul rând este o bancă care are capitaluri suficiente pentru a finanța în acest moment, fără probleme, absolut orice societate. Aș vrea să vă întreb un lucru și să-mi spuneți foarte sincer. Deci spuneați că în luna iunie nu v-ați mutat, ați venit aici la noul loc de muncă. Ați părăsit o bancă și iar de renume, ați venit la o altă bancă. De ce lucrul acesta? Pentru că pozițiile în care vă aflați atunci și acum erau relativ apropiate. Ați vrut să faceți o nouă provocare a carierei, nu știu, ce v-a atras? Cum a fost acea scânteie care să vă aducă aici? Din punctul meu personal, aș putea spune că în decursul unei cariere este indicat cel puțin de 2 ori, dacă nu de 3 ori, să schimbi locul de muncă pentru a învăța lucruri noi, pentru a înțelege și un alt punct de vedere, pentru a avea un termen de comparație. Important este să fii într-un mediu provocator și să acumulezi cât mai multe cunoștințe care să-ți folosească atât ție ca și persoană, cât și angajatorului unde prestezi acest serviciu. Practic este un parteneriat, eu așa îl văd. Acest parteneriat win-win, nu? Cum exact, exact. În care ambele părți trebuie să câștige, pentru că așa este normal și corect. Angajatul să fie mulțumit, iar patronul să facă profit, nu? Dacă asta este ecuația ideală, nu? În economie. Dacă am reduce la limita minimă, să spunem așa. Exact, exact. Haideți să intrăm puțin în zona aceasta de analiză pe care dumneavoastră și să punctăm, dar foarte pe scurt, câteva din reperele de aici, fără a intra, așa cum spuneam, în cifrele astea seci, care poate că îi plictisesc pe telespectatori. Și, repet, le găsesc oricum pe prahovabusiness.ro această analiză și de acolo pot să-și facă o imagine foarte fidelă a ceea ce înseamnă economia prahoveană în contextul economiei românești. Și am văzut la finalul acestui studiu că aveți niște previziuni pentru anul viitor, dacă ați putea să ne spuneți cam ce ne așteaptă, să zicem așa, pe termen popular. Din punct de vedere al previziunilor pentru perioada următoare, inclusiv pentru 2013, se estimează o creștere a PIB-ului până la 3,1%
ceea ce înseamnă o cifră optimistă. Dacă ar fi să discutăm de câștigul salarial, se previzionează o ușoară creștere față de 2012, ajungându-se undeva până la 1660 de lei. Iar dacă ar fi să discutăm din punct de vedere al șomajului, după numărul persoanelor care primesc alocație, după numărul total de șomeri, undeva la 4,4%, o ușoară scădere de la 4,6% cât este la ora actuală. Deci atâta previziune nu sunt chiar atât de sumbre pe cum, nu știu, le mai spun unii pe la televizor, se mai scrie și prin presă. Sigur că părerile întotdeauna sunt împărțite. Unii ar trebui, nu, ca și când te duci într-un magazin, să excluzi cel mai mare preț, cel mai mic, să cumperi undeva la mijloc. Așa și cu părerile, să nu le iei nici pe cele mai pesimiste, nici pe cele mai optimiste, să fie undeva în zona mediană, dacă s-ar putea lucrul acesta. Despre fonduri europene, ce ați putea să ne spuneți? Banca dumneavoastră a acordat, se mai lucrează cu fonduri? Pentru că am văzut în statistică și chiar și la dumneavoastră este reliefat lucrul acesta, România nici măcar 10% n-a reușit să atragă ca și fonduri europene din cele care au fost repartizate. Și la anul 2013 deja intrăm, am văzut, nu că sunt se poartă negociere acum, tot felul, nu intrăm în zona politică, mai ales că săptămâna trecută au fost și alegeri și am terminat cu ele. Aș putea să vă spun următorul lucru. Fondurile europene, într-adevăr, au avut o rată de absorție destul de mică în comparație cu ceea ce se așteptau foarte mulți. La ora actuală, banca noastră are produse dedicate și pe acest segment de absorție al fondurilor europene și asigurăm finanțarea societăților comerciale pentru aportul propriu în vederea finalizării proiectului, în vederea acoperirii acelui grant. Însă, aș putea să completez următorul lucru. Chiar dacă fondurile se vor finaliza în 2013, se pare că în urma discuțiilor avute la Bruxelles săptămânile anterioare, vom primi în continuare fonduri pentru a continua pe acest domeniu. Sigur, ele vor fi, vom vedea până la urmă câți bani vor fi, câți vom reuși să atragem, pentru că nu ne-am pus mari speranțe în ele, dar iată că n-am reușit mare lucru. Revenind la Prahova, cum simțiți mediul economic de aici, de la noi, din județ? E un mediu, ați spus că suntem peste media națională, ceea ce nu e o noutate. Nu mai e nici ponderea aceea, cum ne dădeau cei de la statistică, de aproape 70%, era 65% prelucrarea petrolului și restul, acum lucrurile s-au mai echilibrat puțin. S-au mai închis unele rafinării, în sfârșit nu intrăm în detalii. Dar cum se simte mediul economic? Cum îl vedeți? Un mare avantaj al zonei Prahova este dat și de apropiat de București. Foarte multe societăți și-au deschis și activează din punct de vedere economic în Prahova, tocmai datorită acestei proximități. În ultimele 12 luni, un număr foarte mare de societăți și-au deschis atât conturi cât și firme la Registrul Comerțului, ceea ce spune foarte mult de potențialul acestei zone. Nu numai partea de petrol este cea care ne interesează, cât este și partea cealaltă care ține de activitatea de comerț, activitatea de producție, producția de bază care ne interesează, pentru că până la urmă nu trebuie să fim doar axați pe partea de consum, cât și pe partea de producție. Pentru că aceasta până la urmă reprezintă motorul economiei. Pentru că toți ați amintit de economie. Sunt și domenii care, nu știu, în această criză au profitat de criză, pentru că de multe ori se spune, nu, criza înseamnă și oportunități, nu numai riscurile care amenință pe toată lumea cu faliment, cu șomaj și așa mai departe. Aș putea spune că anul acesta, din punct de vedere economic, domeniile care au înregistrat cea mai mare creștere, care au profitat de aceste oportunități, să spunem așa, ar fi cele legate în domeniul farmaceutic, cu o creștere de un 6-6,5%, cele legate domeniul minereului, extracțiilor, serviciilor conexe și așa mai departe. Practic, indiferent de perioada în care ne aflăm, întotdeauna vor fi câștigători și vor fi și perdanți. Oportunități au fost și vor fi întotdeauna, indiferent de contextul economic. Iar aici, în Prahova, cum este structurată ca și geografie, ca, din punct de vedere de geografic, avem toate formele de relief, de la câmpie, deal și munte, la fel și din punct de vedere economic, avem absolut toate structurile. Avem și agricultură și turism montan. Și turism montan și societăți mici, mari, corporații, multinaționale și așa mai departe. Parcuri industriale și așa mai departe.
Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb în ultimul minut ce ați dori să vă rezerve viitorul, atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Din punct de vedere personal, lucrul care mi-l doresc și mai mult este să avem realizări din punct de vedere al familiei, al timpului dedicat familiei și din punct de vedere profesional, dezvoltarea și acumularea de noi cunoștințe în domeniul bancar și în activitatea zilnică. Și să aveți cât mai mulți clienți, nu? Cât mai mulți clienți până la urmă, pentru că să nu uităm, noi existăm datorită clienților. Dacă nu am avea clienți, nu am avea absolut nicio activitate. Ia profitați acum și transmiteți-le nu numai clienților, ci și prahovenilor, pentru că suntem la sfârșit de an, un mesaj înainte de sărbători. În calitate de reprezentant al Băncii Leumi, sucursala Ploiești, doresc să vă urez un an fericit, cu multe împliniri și realizări. Acest mesaj se adresează atât clienților existenți, cât și clienților potențiali care vor dori să colaboreze cu noi, cât și celorlalți, pentru că până la urmă toți coexistăm în această piață. Exact, și pentru toți ceilalți, toți prahovenii, avem acum și un material, dacă vor să facă un cadou de sărbători, un cadou cu stil, un material pe care îl veți urmări în minutele următoare, realizat la British Gallery. Eu vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la prima emisiune televizată din cariera, deși lucrați de 8 ani, nu? În bancă, da. În mediul bancar. Iată, sunteți la prima emisiune. Vă mulțumesc mult și vă mai așteptăm la emisiunea noastră și la anul. Să ne dați tot așa vești bune. Da. Așa. Iar pentru noastră, stimați respectatori, vă las urmărit acest material și săptămâna viitoare vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii, una specială înainte de Crăciun. Până atunci, toate cele bune. Să aveți o săptămână plină de realizări. În Ploiești există un magazin în care și dacă nu vrei să cumperi nimic, te simți bine de cum îi treci pragul. Obiecte de o rară frumusețe aducând parcă vremuri de mult uitate, când decorarea nu era doar o vorbă în vânt, ambient special într-o lumină caldă și sfaturi prietenoase. Vorbesc bineînțeles despre British Gallery, magazinul de la parterul mall-ului Mercur, tărâmul cadoului perfect. Proprietarul acestui magazin, domnul Marius Pleșa, ne-a spus pe îndelete povestea Crăciunului englezesc și a celui mai rafinat cadou. Este cea mai importantă sărbătoare pentru englezi în cursul anului. Pregătirile pentru Crăciun încep cu foarte mult timp înainte, magazinele sunt decorate încă din luna octombrie, toată lumea discută numai și numai despre Crăciun, cu mult timp înainte și chiar și după Crăciun. Este o adevărată febră a cumpărăturilor, pentru că cel mai important este să găsești cadoul perfect, cadoul potrivit pentru toți, absolut toți cei dragi. Englezii au obiceiul să petreacă ajunul Crăciunului alături de copii, în momentul în care copiii își scriu și pun într-o șosetă, pe șemineu de obicei, toată lista de jucării sau cadouri pe care doresc să le primească. În ajunul Crăciunului ei obișnuiesc să mai meargă și la biserică, unii trec și pe la pub înainte și ajung mai vesel acolo. Dar masa de Crăciun este a doua zi, când se servește de obicei curcan umplut cu castane sau rață la cuptor și faimosul puding de Crăciun cu dulceață de prune. Cadourile sunt totuși cel mai important ingredient al Crăciunului și în ziua de 25, nu în ajun, se desfac cadouri. În medie, un englez cheltuiește cam 70 de lire numai pentru cadoul partenerului, persoanei cele mai apropiate. Și mai e ceva important, englezii obișnuiesc să însoțească cadoul cu o felicitare scrisă de mână. Este ceva personalizat. Peste 1 miliard de astfel de felicitări se trimit în Anglia în perioada Crăciunului. La British Gallery am găsit cadouri pentru toate vârstele și pentru ambele sexe. Decorațiunile de Crăciun pentru copii sunt special făcute chiar și pentru primul Crăciun al copiilor. Baby First Christmas este o colecție foarte drăguță de decorațiuni de pom. Avem aceste minunate zâne care creează magia și atmosfera plăcută de Crăciun, de basm, de vis. După cum știți, în New York, în Anglia, este un festival al îngerilor. Într-un decor absolut feeric, fantastic, pe stradă sunt sculpturi în gheață, tarabe, unde se vând tot felul de minunății.
și o paradă a îngerilor. Este un eveniment special de Crăciun în Anglia. Faimoasele dollhouses le avem aici și absolut tot ceea ce compune interiorul unei căsuțe pentru păpuși. Piese de mobilier, păpuși, victoriene, până și tacâmuri și veselă pentru păpuși. Fie că alegeți să-i cumpărați doamnei casei o cămașă de noapte, brodată sau o cafea creată special cu aromele Crăciunului, o veți fermeca cu siguranță. Cosmeticele sunt și ele deosebite. Pentru doamne avem o gamă de cosmetice speciale, o colecție limitată doar pentru Crăciun, bineînțeles, fără parabeni. Sunt pe lângă ambalaj și calitatea produselor este extrem de bună. Avem aici seturi întregi de articole de veselă. Sunt colecția Holly and Ivy, din colecția Holly and Ivy, aceste vase în care puteți servi tot felul de degustări. Ivy este această plantă, acest fruct roșu mic, care în tradiția druiză la englezi, preluată de englezi, era un fruct care ar fi protejat împotriva farmecelor. E important de știu că la noi absolut orice produs are o poveste și de obicei când cineva pleacă acasă cu un produs, pleacă și cu povestea respectivă. Nici bărbații nu sunt uitați în acest magazin. În acest mini colț al domnilor găsim cadouri cum ar fi, spre exemplu, acest vin de Porto. De fapt, vinul de Porto este o invenție tot englezească, chiar dacă el provine din Portugalia. Un vin pe care îl recomandăm domnilor să-l servească la un trabuc după ce au servit o masă copioasă de Crăciun și să retrag în camera domnilor. De altfel, avem și obiecte pentru trabucuri, cum ar fi catere sau suporți pentru păstrat trabucul, umidoare. Avem aceste tăvi care pot fi ținute pe genunchi și pe care se poate servi o mică gustare, dar de obicei oamenii le folosesc pentru a sta în fotoliu confortabil și a lucra la laptop. Sunt cât se poate de comode, pe spate sunt niște semințe înverite într-un material natural. Obiecte pentru biroul domnului ar fi aceste seturi de scris care ne aduc aminte de vremurile când caligrafiam frumos mesaje pentru doamne. Obiecte care ne aduc aminte de perioada marilor descoperiri geografice, a călătoriilor, a aventurii, busole, ceasuri de buzunar, chiar un model mai vechi pentru cei care vor să recreeze gustul trecutului.